Hey! Frumoasă piesa asta, îmi place foarte mult, bine ai venit, Viviana. Și se leagă foarte bine cu povestea mea. De ce, tu ești Rita? Da, Rita încântată. Linca, îmi pare bine. Superbă, de mult voiam să te cunosc. Și mai ales într-o zi atât de tumultoasă pentru mine. Am fugit de la nuntă. Ai fugit de la nuntă? Da. Nunta cui? Totul. De la nunta mea. Nunta de la nunta ta? Cui? Da, la nunta mea. Să nu zic. Măi, eram cu... M-am lăsat foarte mult influențată de oameni, știi? Foarte mult timp. Și am ales să mă căsătoresc cu unul foarte bogat. Nu zic, frumos, părul blond, lunguț, Marcus îl cheamă. Dar gândul meu era tot la prima mea iubire, știi? Și la nuntă, chiar atunci când trebuia să se întâmple treaba, știi, să ne unim destinele, mi-am dat jos rochea. Aveam o lingerie foarte frumoasă, apropo, și am fugit. Și mă aștepta adevărata mea iubire. Mi-a dat hainele lui. Nici nu mi-a păsat, mi-am luat sacou invers. Ce n-a contat. Prins, ce-am prins. Mi-a dus șapca lui. El e mai... E din mediul rural, ca să nu zic că e țăran sau ceva. Și mi-a dus și astea de la el de acolo. Sunt făcute chiar de... De maică-sta. Nu, de bunica lui. Bunica lui, de bunica lui. Și ai plecat. Și am plecat. Bravo, Rita, da, dragostea învinge. E pe urmele mele. Și vă rog, dacă vine pe aici, să-l ia una dintre voi, că tot am auzit că vă bateți pe bărbați, bat pe Gigel, bat pe boticeni. Eu zic să-l luați pe Marcus, vi-l ofer. Chiar e un băiat foarte bun. La Bibilică nu stă foarte bine, dar care nu-l prea ajută, dar în rest e în regulă. Interesantă poveste. O să vedem ce note o să primești pentru această poveste, Viviana. Da. Dar deocamdată aș vrea să spun ce a declarat Nicoleta despre tine. Și anume faptul că ești copie la Indigo a Mădălinei Pamfile, că te victimizezi și că aduci familia în prim plan, la fel cum făcea și Mădălina. Na, a trebuit acum să-l aduc pe Marcus în discuție și pe bunica lui, adică n-aveam cum să făceau parte din povestea mea. Înțeleg opinia Nicoletei, nu sunt de acord cu ea, cu siguranță ea își va păstra opinia, cu siguranță eu voi ști cum sunt eu și... Cine sunt eu, nu? Sunt Viviana Sposub, mă prezint așa cum mă prezint în fața voastră și nu consider că până acum și sper că nici de acum încolo nu am copiat pe nimeni, nu m-am inspirat, să zic așa, nici pe partea de styling, nici pe partea de caracter de la nimeni. Am văzut că acum intră în discuție și familia, se bagă și familia, aduci familia în discuție, dacă zici cineva ceva, dar de ce zici de familie? Păi tu ai deschis subiectul, că nu s-a trebuit să vorbească ceva despre familia ta. E, bă, exact aceleași chestii. Înțelegi? De-astea sensibile. Exact. Unul la unul. N-am ce să zic. Ce asta cu personalul? Ai ceva personal cu mine, știi? Bă, îți placă. Unul la unul. Ce-am auzit acolo? Aușești. Hai acolo măcar să zici că, bă, poate puteam să am un motiv. Dat fiind trecutul ei cu prezentul meu. Poate. Nu este adevărat, dar zic, poate să zici că ți-ai mai legat de undeva. Dar aici chiar... A aruncat-o pe Raluca sub tren tocmai ca să-i arate ei Mădălinei că ea este fata bună și ia uite prietena ta ce te-a trădat, ai înțeles? Sau chiar și în fața publicului, ia uitați prietena trădătoarea, dar eu o susțin, eu o apăr pe Mădălina, că eu nu știu ce, știi? Dă bine la public, foarte bine dă. Doamne Sfinte, asta e părerea mea, ce să fac? Ce o să vedeți că e și o realitate. Mă depășește situația, vă zic sincer, mă depășește, nu. Da, uite că și... Chiar îmi doresc să nu mai am de-a face cu persoana asta, cum? Să vedeți, dar n-au să ține pe Viviana, deci eu ceva am mișcat. Nu știa că nu știa. Nu te susține? Cine? Mădălina, nu te susține? Unde? Pe Instagram? Pe cine susține? Pe Viviana, pe tine te susține? Asta, pe ce să nu? Pe ce și ai zis, nu? Eu n-am văzut. Nu știu, mă, a zis Ruxca, pentru că... Comentează cea mai tare, nu știu că nu am. Îți dai și că e de-asta cu cea mai tare? Mă întreabă ce am mai făcut, ce se întâmplă. Chiar aseară vorbim chiar la telefon. Uite, chiar o să o întreb și vă spun data viitoare. Ți-a dat comentarii la Luca cu ești cea mai tare? Cine, Mădălina? Da. Nu, n-am văzut niciodată. Eu leșin. Eu nu știu despre ce comentarii vorbiți, dar o să o întreb pe Ruxca și o să o pun și eu.
Nicoleta, m-ai spus că și vânezi voturile pe care le avea Mădălina în competiția asta. Nici nu știu de unde a scos această idee. Este părerea ei în continuare că o să susțin asta. Hai să o întrebăm, da, Viviana. E părerea ei. Da, prin prisma acțiunilor ei din cadrul emisiunii, da, mi se pare că pozează în Mădălina cum ar fi, pentru că ea știe că Mădălina era o persoană plăcută în emisiune și de obicei publicul place genul de persoană care e așa ușor victima emisiunii. Întotdeauna oamenii vor merge, de fapt nu toți, o parte vor merge într-acolo, pentru că, nu știu, poate cândva în viața lor toți au fost o victimă și se regăsesc în asta, știi, în copilărie, în adolescență, nu contează. Așa. Și da, mie mi se pare că joacă rolul ăsta pentru a atrage publicul Mădălinei. Acum Mădălina nemai fiind aici, ei trebuie, ei sunt fani Bravo Ice Steel, urmăresc emisiunea și trebuie să voteze pe cineva. Și asta cred eu că este tactica, să-i spun așa. Cred că mi-am luat apărarea când a fost necesar. Evident, da, eu... dacă a fost nevoie să-mi spun punctul de vedere, am făcut-o, nu sunt victimă, nu sunt mielușel. La un moment dat, cum făceai o comparație de genul ăsta, că Viviana nu e mielușel, nu m-am dat niciodată așa ceva, nu m-am dat niciodată o fată sensibilă, adică sunt exact cum mă vedeți. Am avut și momente în care m-am enervat, am avut momente în care, uite, pe la început, Viviana, în care m-am sensibilizat. Este strict părerea ta, ți-o respect, am ascultat-o. Da, simplul fapt că tu acuzi niște oameni de niște chestii, da? Mă dau exemplu pe mine și pe Raluca. Acuzi de ceva, iar noi ne supărăm, pentru că practic noi n-avem voie să ne supărăm în urma ceea ce tu ai spus. Eu n-am spus că nu aveți. Faptul că tu te victimizezi în urma reacțiilor noastre, reacții generate de lucrurile pe care tu le-ai spus, nu le-am spus noi, nu le-am scormonit noi. Tu ai generat niște reacții din partea noastră și culmea că în loc... nu știu, poate să recunoști că ai greșit sau să zici, bă, nu mi-am dat seama sau nu știu ce. Dar îmi pare rău dacă testimonialele mele au deranjat. Și îmi pare rău că sunteți frustrate. Dacă nu mă știu, okay. Au trecut vreo două săptămâni sau nu știu de când tot dezbatem acest subiect. Nu, n-au consider trecut că două săptămâni. Tripat foarte tare pe chestia nu asta. Nu m-am tripat absolut deloc. După cum observ, eu sunt întrebată de către Ilinca. Nu mă trezesc vorbind, da? Din respect pentru Ilinca și pentru emisiune, răspund. Nu m-am tripat. Da, dar această opinie ți-ai expus-o deja de foarte multe ori. Ai făcut, păi, comparația Ilinca, cu Mădălina, da, ai făcut am vorbit și în culise, dar dacă nu trebuie să vorbim și aici, ok, eu nu vorbesc să nu mă să nu fiu nu, tripată, știi? Îmi doresc să purtăm o discuție. Știu, ție nu-ți place să ți se spună deja lucrurile în față, e ok, ne vom victimiza nu, toate, spate, ne vom face o gașcă mi-am de plângăcioase aici. Mi-am luat și ținut astăzi de așa natură. Ți-am ascultat de fiecare dată opinia, doar că la un moment dat devine obositor. Ruxi, tu ai observat că pe online Mădălina o susține pe Viviana. Da, pe online am observat că pe pagina Bravo Ice Steel Mădălina îi comentează la poze mesaje de susținere. A dat o singură dată un comentariu cu o inimă. Eu atât am văzut atunci. Adică o singură dată un comentariu cu o inimă. Nu, au fost cuvinte, dar nu mai știu ce era. Tot ceva felicitări eu sau bravo, nu mai știu. Și am observat că, virgulă, conturile care, alea false de care am vorbit până acum, care susțineau pe Mădă până acum, persoana care le conduce îi trimite către Viviana. Spune, haide să o susținem că și Mădălina e cu noi. Și Mădălina o susține pe Viviana, haide să o susținem și noi cu toții pe... Viviana. Viviana, da. De ce râzi, Nicoleta? Iartă-mă, mi-a trecut o prostie prin cap, de ok, nu. E o prostie. Păi adică așa scrie în mesaj. M-am gândit că au făcut chetă, știi, am pus să mă tot acum, nu știu. Dar stai puțin, mesajul chiar așa sună la poză, dar fiți așa scrie, că observați că Mădălina o susține pe Viviana, haideți cu toții să o susținem pe Viviana, că și Mădălina e cu noi. Uitați-vă la comentariu, că e acolo, nu mai știu ce poză, că mi-a portat așa în feed. Ok, și Viviana? Ce să vă spun, eu știu sigur că Mădălina a dat un comentariu cu o inimă la o poză cu mine și asta e tot ce pot să vă mărturisesc. Nu înțeleg în ce direcție vreți să duceți această discuție, dar sunt aici să vă ascult pentru că am văzut comentarii aveți foarte multe opinii în ceea bată, ce mă privește adică... pe mine și văd că și în ceea ce privește pe... Eu văd că ele se agită foarte tare pe tema asta, eu am spus și în platou, nu am vorbit cu Mădălina nimic legat de acest subiect, nici nu știam faptul că, vezi, doamne, susținătorii Mădălinei au pus țara la cale și se pregătesc să atace împreună și să mă susțină și să... Nu, eu m-am bucurat până acum, am spus și de
reacții pozitive și de reacții negative din partea oamenilor. Faceți ce vreți voi, dar nu mă puteți nou, acuza nu pe mine de niște lucruri. Nu intra în postura de victimă din nou. Dar nu intru în nicio postură de victimă, dar... Nu te acuza nimic, doar am zis ce am observat. Vin cu răspuns la ceea ce voi îmi spuneți, este absolut normal. Da, dar noi nu am zis că tu ai făcut asta. Eu am zis ce am văzut pe net de a făcut de alți oameni, Viviana. Nu intra în asta că iar în victimizare. Am văzut ce au făcut alții, nu ce ai făcut tu. Zic, nu mai folosiți nici voi cuvântul victimizare pentru orice chestie. Dacă eu vă răspund vouă, nu înseamnă că m-am victimizat. Ție ți-a spus cineva, le-ai văzut tu, ți-a atras cineva atenția? Nu, ți-a zis că mi-a apărut în feed. Mi-a apărut poza la postarea Viviana. Nu, că ea nici nu se uită la comentarii, am mai spus. Ea nu se uită la comentarii, dar știe exact ce comentariu a dat Mădălina, mi se pare... Da. Whatever. Ce răspuns stupid și copilăresc. Adică... Asta este argumentul ei la faptul că am zis că am văzut un comentariu. Ceea ce chiar s-a întâmplat din pură coincidență, mi-a apărut poza în feed, jos mesajul lui Pamfile, deasupra mesajul băiatului care spunea susțineți-o pe Viviana, că și Pamfile o susține. Haideți toată lumea să o susținem. Se poate vedea, adică n-am stai eu să caut în comentarii că, na, no tengo tiempo. Ruxi știe tot ce se întâmplă în online, fiecare grup, ce zice, ce face, dar... Când este întrebat, ea spune că niciodată nu se uită și că nu o interesează și că răspunde doar așa la câteva mesaje pe care le primește ea pe pagina ei. Hai să fim serioși, toate ne uităm să vedem cum reacționează oamenii, că până la urmă toată munca noastră de aici e pentru oamenii de acasă și munca în televiziune în general și munca de artist e pentru public. A, și ți-au apărut exact aceste mesaje, da, care pe tine te-au dus cu gândul la ce? Am zis că e vreo manevră, o înțelegere. Opa, a na. Cui? Nu știu a cui. Pare un voi trio. Voi nu induceți lucruri când faceți astfel de afirmații. Pare o formulă trio. Nu am indus nimic. Eu doar am zis ce am văzut și asta mi se pare că vrei să induci o chestie, că eu am făcut ceva, am discutat ceva cu Mădălina sau nu, cu... n-am zis asta și nici nu o să zic asta. Pur și simplu am zis că nu este acțiunea ta, este acțiunea a celor ce au... Păi care e trio, Ruxi? Păi trio implicat de Viviana, Pamfile și acel... Asta zic că mă implici în treaba asta. Dar că voi sunteți implicați, n-am zis că tu ai vorbit cu ei. Pur și simplu am zis că pare, poate băiatul ăla s-a decis cu Pamfile să hai să așa ca să nu o susțină pe Raluca sau pe Nico sau așa. Nu. Nu am plătit niciodată pe nimeni să mă susțină. Poți vedea că totul este organic la fiecare poză de-a mea. Am... Și foarte multe comentarii tine, Diana, negative și foarte multe respectiv. Comentarii, lasă-mă te rog să termin, pozitive. Te poți uita și la momentele mele pe YouTube, te poți uita și pe Facebook. Întotdeauna părerile sunt împărțite, dar nu poți să spui că sutele de comentarii, de exemplu, pe care le primesc la momentele mele din gală, pentru că acolo sunt cea mai fericită dacă primesc reacții, la momentele artistice. Nu poți să spui că alea sunt comentarii false sau că cineva dar a pus sau că cineva asta, a plătit, asta. Pentru că se vede și acolo, vezi, asta, intri, Viviana? Vezi persoana... Păi, nu, tu induci acum o chestie. Nu, noi vorbim de mesajele de hate către noi, nu despre ridicările tale. Doamne, iartă-mă că n-am vorbit de niciun instanaj, de niciun comentariu. Cât hate niciun... mă confrunt eu de un an și ceva de zile, ultimul meu gând ar fi să plătesc pe cineva... Să arunce cu hate către altcineva, pentru că știu eu pe propria persoană ce înseamnă și cât de greu este să gestionez chestia asta. Deci vă puteți lua gândul de la mine, am spus, vorbesc doar în numele meu. Vă puteți lua gândul de la mine, nu plătesc pe nimeni nici să dea hate, nu plătesc pe nimeni nici să mă susțină. Oricum ele au simțit un pericol în mine, nu neapărat acum că a plecat Mădălina, din totdeauna. Ruxia a avut ceva de comentat la adresa mea și... Într-adevăr, Mădălina avea foarte mulți susținători și ele probabil își fac griji unde vor merge acele voturi, unde vor merge acei susținători, către cine se vor... Nu? De ce o susține Pamfile pe Viviana și nu pe Raluca, care este prietena ei de ani de zile? De ce? Doar pentru că Raluca a ales nu să renunțe la prietenia cu ea, ci pur și simplu să zică un adevăr care s-a întâmplat, la care a fost prinsă cu minciuna. În schimb, Viviana continua să o pupe în fund. Din nou, emisiunea asta v-am spus că funcționează foarte mult pe pupat în fund. Atâta timp cât anumite persoane sunt pupate în fund, mulțumesc din suflet, ești drăguță, iubita. Și în clipa în care spui ceva, nu le jignești, doar spui ceva care cumva le deconspiră sau așa. Păi nu știu de ce nu mă susține Mădălina. Poate, na, Mădălina îi place mai mult de Viviana. Nu am de unde să știu, pentru că chiar nu am vorbit cu Mădălina despre aceste lucruri. Ea știe cel mai bine, ea susține pe cine simte și pe cine vrea. Nu contează că este o prietenie. Poate, uite, îi place mai mult de Viviana în această competiție. Eu sunt prietenă cu ea în afara competiției și cu asta basta. Că ea vrea să o susțină pe ea, chiar nu am
nicio problemă. De ce se ocupe Mădălina acum? Pentru că oricum ea nu mai e competiție. Adică... Păi, ca să nu, să nu susțină concurența, să susțină pe aia pe care... E cumva, hai să susțin pe cineva ca să nu câștige ălălalt. Înțelegi? Nu e că vrea ea să câștige Viviana sau ceva, ci vrea să nu câștige anumite persoane. Și de-aia o susțin pe Viviana. Eu așa văd, acum nu. Hai să vedem cum arată și ținuta pe care o propune Viviana. Da. Raluca. Îmi place foarte mult ținuta, în afară de geantă și cu șapcă. Mi se pare că nu... De ce? Merg integrate. Nu știu. Nu-mi place așa cum se vede vizual. Uh-huh. În rest, îmi place și cu bocanci, cu tot ce ai pus pe tine. Și notă și pentru blondă. Poveste? Poveste. Ce poveste? Cu Rita ai fugit de la nuntă. Însă Rita. 5. Mulțumesc. Dar te rog, Raluca, pe ăsta să nu mi-l iei. Pe Marcus. Marcus. Poți să-l iei. Dar pe ăsta cu care sunt aici nu vreau să-i dau Marcus, numele, pentru că Marcus e cel bogat. Pe ăla îl iei. Nu știu că momentan, acum eu sunt la palat, dar vedem. Credem-o și Marcus la castel, la castel, așa că observați, n-am dat numele iubitului cu care am observat, mulțumesc. Nu vreau să știe nimeni. Ascultăm ce au de spus jurații despre ținută. Viviana, hai în fața lor. Mulțumesc. Stylingul tău este foarte frumos. Îmi plac bocancii, îmi place geanta, îmi place pantalonul, te avantajează, îmi place energia ta. Te-ai îmbrăcat greșit? Normal că nu te-ai îmbrăcat greșit. În mod normal este invers sacul. Așa, așa este. Era? Da, el este, Doamne, invers. Doamne, și ce mă bucuram eu că nu e așa, bun. Știi? Dar până la urmă e foarte bine. Ți-aparține ție nebunia asta. Singurul lucru care nu-mi place, dar înțeleg, e make-up-ul, pentru că ai plecat de la nuntă. Este excesiv pentru ceea ce propui tu. Eu l-aș fi făcut make-up, no make-up. Uh-huh. Și mai am o adăugire aici. Este atât de mare șapca, pentru că ai și... Peruca. Da, așa este ea de mare. Știu, adică da, nu e din cauza pe profil, da, știi cum e un clopot în capul mare, tău. Da. Na, acum e materialul de așa natură, înțeleg. Să știi că artificiul ăsta pe care l-ai făcut cu sacou nu-mi displace. Eu n-aș fi pus cămașă. Nu mă deranjează la spate ce se vede, colțunașa aia nu mă deranjează. Mă rog, salopetă, da? Aș fi luat un tip de short, dacă vrei, de genul ăsta care să se vadă. Doar că aici, în partea de sus, având în vedere tipul de costum pe care tu-l propui, mie nu mi se pare că se potrivește neapărat cu cămașă. Și asta mai cu seamă din cauza bustului. Când facem genul ăsta de glăjbeală și când avem tipul ăsta de construcție, mai cu seamă când se oprește așa, pentru că e o oprire destul de bruscă, aici trebuie să fie flat. Asta e, vreți cu modă, asta e. N-am decis eu, pur și simplu ăsta e tiparul. Da, în sfârșit, trecem peste. E foarte meci-meci și cu șapcă și cu bocancii și cu geanta. Aș fi pus alți bocanci, poate chiar și înalți, în așa fel încât să fie clară ideea de lus. Dar e un look care îți vine bine. Mulțumesc. Da, deși mie nu-mi plac și nu mi-au plăcut niciodată interesențele. Adică genul ăsta de costume, cu fața în spate, cu o mânecă lipsă, cu o mânecă pe cap. În mod surprinzător, costumul pe care îl porți, poate și datorită printului, pentru că printul este mișto, și datorită accesorizării, ai reușit să-l aduci într-o zonă foarte mai puțin nișată, nu știu cum să spun. Adică să-l faci purtabil, purtabil, dezirabil. Îmi place cum îți vine. Adică ești inspirațională astăzi, uitându-mă la tine. Mulțumesc. Bravo. Da, și n-aș fi crezut despre mine să spun chestia asta. Bravo, că nu... Bravo, Vivian. Mulțumesc. Eu mi-aș fi pus costumul ăsta așa cum era el, cu spatele gol și în picioare îmi puneam, uite, pantofii Linkăi, pentru că culoarea era foarte mișto pe costumul ăsta. Bravo, ai stil. Mulțumesc. Felicitări, Viviana, vorbește și cu telespectatorii, te rog. Dragii mei, nu uitați, 10 la 1206, vă mulțumesc din suflet pentru mesaje, pentru comentarii și, evident, pentru toată susținerea. Vă pup. Mulțumesc.